Primăria municipiului Călăraș a finalizat reabilitarea carosabilului pe străzile Nicolae Titulescu, o porțiune de 431 de metri, Oituz 458 de metri și Speranței 317 metri din cartierul Farfuria prin aplicarea unui covor asfaltic. Lucrările au fost finanțate integral de la bugetul local și realizate de serviciul public pavaje spații verzi din subordinea primăriei municipiului Călăraș. În perioada imediat următoare sunt programate lucrări pentru repararea trotuarelor degradate din zonă. Tot în această perioadă au demarat lucrările de reabilitare a carosabilului pe strada Dumbravei, tronsoanele cuprinse între strada Belșugului și strada Victoriei. După ce a fost frezat drumul existent pe zonele cu denivelări, se va aplica un strat asfaltic pe o suprafață totală de 3.803 metri pătrați. Administrația locală are în vedere și refacerea trotuarelor pentru deplasarea în condiții optime a cetățenilor. Investiția suportată din fondurile de la bugetul local a fost realizată pentru sporirea gradului de mobilitate în condițiile în care anul viitor vor demara lucrările de modernizare pe strada București, respectiv prelungirea București.